Deputații Puterii și cei de la AUR au susținut că înlocuirea noțiunii de educație sexuală cu cea de educație pentru sănătate și stabilirea clară a unor condiții pentru acest program în școli sunt absolut necesare ca să nu fie afectate drepturile și obligațiile pe care părinții le au față de copiilor până când aceștia devin majori. În lege scrie că orele au scopul de a preveni contractarea bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. USR a insistat pentru denumirea de educație sexuală și pentru introducerea acestei materii necondiționată nici de acordul părinților, nici de vârsta elevilor. În toiul discuțiilor, unii parlamentari au uitat de decență și au lansat apropouri vulgare față de unele colege, dar declarațiile nu pot fi difuzate. Avem nevoie de libertatea de a ne alege cum ne creștem copiii. Ar trebui să fie încurajați să diminueze nevoia de atracție fizică prin promovarea sportului. Trebuie să vorbim despre sex într-o țară în care suntem numărul 1 la mame minore, da? Mame minore! Rog, suntem în topul țărilor în Uniunea Europeană unde violența domestică există în familii. Am rugămintea la colegii bărbați foarte zgomotoși. Doamna, ați reușit să-i treziți pe toți. Mi-ar fi plăcut foarte mult de la colegul nostru, primul care a vorbit, să știe câte cazuri de boli cu transmitere sexuală sunt în România sub 15 ani. Haideți să lăsăm pasiunile astea marginale, pentru că proiectul este despre drepturile copilului și nu despre ce se învață la școală. În această lege avem drepturi pentru copiii instituționalizați care împlinesc 18 ani. Propune acest proiect să le se dea o bursă cât sunt în timpul școlii. Introducerea educației sexuale în școli, propusă de USR în 2018, a stârnit controverse puternice pe scena politică și în societate. Biserica Ortodoxă Română a criticat vehement ideea. Președintele României s-a poziționat de partea USR și a încercat de două ori să impună varianta inițială. Curtea Constituțională a respins solicitarea președintelui, la fel și Senatul, iar Camera Deputaților a acceptat parțial solicitarea președintelui.